Ce v-ați propus în noua sesiune parlamentară? A început ieri, da? Ce v-ați propus dumneavoastră? Ce proiecte aveți în plan pentru noua sesiune? Sunt multe proiecte legate de educație, pentru că sunt membru Comisia de Învățământ, dar și proiecte legate de problematica actuală. Și chiar vă spun în premieră, am de gând să discut cu ministrul Rafila un proiect pentru, pentru că tot am vorbit despre plafonare, despre plafonarea prețului la testele COVID. Pentru că am văzut că sunt prețuri foarte variabile. Pentru că și cererea acum e mai mare. Da, dar anumite teste care costă 1 euro ar trebui să, nu știu, se vândă cu maxim 5 euro. Testul antigen, de exemplu. Am putut să se vândă și cu 170 de lei, tradus 35 de euro. Ar trebui, în funcție de prețul de producție, să se plafoneze, mai ales pe perioada unei stări de urgență, unei stări de alertă în care ne aflăm. După ce se calmează situația, sigur, fiecare își poate cumpăra ce teste vrea, dar pe această perioadă, cred că trebuia făcută mai de mult. Sunt țări care au făcut acest lucru, au plafonat prețul testelor, ca să ai acces mai ușor la teste. Bine, cel mai bine, și am promovat acest lucru, ar fi fost să testăm gratuit, cum au făcut-o Statele Unite. Sau măcar, de ce nu, să acordăm vouchere? Nu? Sau vouchere, cum a făcut-o Olanda, de exemplu, fiecare cetățean primea două teste sau două vouchere acasă săptămânal. Pentru că testarea este cea mai concludentă. La noi s-a mers mult timp, s-a împins vaccinarea, care e bună, dar nu ai atâtea date cât ai atunci când ești, adică când ai un test negativ sau pozitiv, știi mult mai bine dacă ai sau nu ai boala. La vaccin poți să transmiți, să transporti virusul și să-l dai altcuiva. Deci e o inițiativă legată de această zonă. Și în continuare pe zona de educație, pe zona sportivă, iar sunt mai multe inițiative. La momentul respectiv le voi depune în cadrul grupului, după care să meargă în Parlament. Apropo de educație, cum vi se pare dumneavoastră că arată educația, starea învățământului românesc după 2 ani de pandemie? Credeam acum 2 ani că nu se poate mai rău și iată că pandemia n-a arătat, că se poate lucru. Și mai rău. Corect. Învățământul online are un randament foarte redus față de învățământul fizic. Capacitatea de atenție a copiilor este scăzută, e normal să se concentreze la fel de mult, fiind departe de profesor. Asta nu înseamnă că nu sunt și excepții care vor să învețe și depună eforturi suplimentare, dar pe ansamblu e un randament scăzut și cred că ne vom zbate mult timp să acoperim aceste sincope, dacă vom reuși vreodată. Am putea rămâne chiar cu generații mai slab pregătite pe de-a întregul.